ceea ce purtăm fiecare în noi e sacru. Și în vreme ce poate fi explicat prin termeni de specializare, specialitate, nu ar trebui bagatelizat prin termen de specialitate. Okay. Și spațiul din care mă duc în terapie iar mi se pare foarte important și aș putea să înțeleg nevoia oamenilor de a se duce în terapie să se repare, pentru că am fost unul din oamenii care a căutat terapia, știi cum mă ea de trufe? Eu eram. Ce terapie mai e aici? Și de asta vreau să fac. Și de asta vreau să. Ah, și ce fac? Vai, am două sesiuni de terapie, n-am fost atentă, le-am programat în același timp. Cum fac să mă duc, să mă rup în două, să mă duc la amândouă sesiuni? Dar ce mesaj spuneam eu acolo lumii, lui Dumnezeu, sufletului meu peripit? Mă caut să mă repar că eu sunt stricată. Uite-mă cât de stricată sunt. La un moment dat, o să vină și această. Dulce alinare, că ești perfectă cu toate bubelele. Știu că sună clișeu și până nu o trăiești în fiecare celulă din corpul tău, n-ai cum să o înțelegi. Bă, dar poate chiar ești bine cu toate bubelele. Și începe în momentul ăla ceva absolut fascinant, pentru mine a fost, cred că asta, asta a fost una din marile mele salvări, înțelegerea faptului că totul este un proces. Adică nu am venit la tine, doamna terapeută, șamancă, ce vrea sufletul să fie? Să mă rezolvezi. Să mă rezolvezi.